Competiziene di tre pompieri di Netragazzara Salvatori dell'anno e participă la concursuri specializate în domeniul serviciului protector împotriva gazelor și fumului. 10 echipe din cadrul Direcției Situațiilor Excepționale trec testul de rezistență în condiții nocive echivalente celor din incendii. Misiunea pompierilor este una extrem de dificilă. Ei trebuie să salveze un sinistrat dintr-un subsol inundat cu fum. Mai mult, acesta trebuie evacuat de urgență pentru a reuși să supraviețuiască. O altă etapă dificilă este ridicarea echipei pe turnul de instruire și salvarea persoanei de la înălțime. Competițiile se încheie cu o probă teoretică, unde fiecare participant își demonstrează cunoștințele în domeniu. În acesta, în cele mai bune performanțe le-au înregistrat pompierii din Ungheni, care au luat locul întâi. Pe poziția a doua s-au plasat cei din Găgăuzia, iar pe trei s-au clasat pompierii din capitală. Competițiile în domeniul serviciului protector împotriva gazelor și fumului sunt partea campionatului consacrat memoriei salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie, desfășurat tradițional în fiecare toamnă. Salvatorii din întreaga țară participă la competiții reușind să înscrie noi performanțe în sportul aplicativ al pompierilor recunoscut pe plan internațional.